Bună ziua, dragi prieteni, și bun venit la Cartea de Pedagogie, rubrica pe care o ținem aici, la Casa Corpului Didactic din Galați. Eu sunt Doru Căstăian și astăzi vreau să vă vorbesc despre o carte remarcabilă, o carte pe care eu o consider de raftul întâi în biblioteca unui profesor. Mă refer la volumul lui Nicholas Carr, Superficialii, efectele internetului asupra creierului uman. O carte ceva mai veche, a apărut inițial în anul 2011, a fost tradusă în anul următor la editura Publica și motivul principal pentru care recomand această carte este legat de faptul că e o combinație fericită și destul de rară, aș spune, între accesibilitate și profunzime. Superficial este o carte accesibilă, este o carte intuitivă, clară, limpede în ceea ce propune și în același timp este o carte adâncă, nu este o schematizare, nu este o caricatură a unui fenomen complex, ci o încercare autentică, o încercare pe bune de a înțelege ce anume aduce radical nou și important fenomenul internetului. Nu e o carte pro sau contra, nu despre o poziționare într-un eventual război simplificator vorbim aici, ci de o analiză, cred eu, serioasă și utilă profesorilor. Sigur, ca profesori nu putem să ignorăm în acest moment al existenței noastre influența tot mai covârșitoare a internetului asupra muncii pe care o desfășurăm. Internetul ne afectează pe noi, îi afectează pe elevii noștri, reprezintă mediul care, iată, mai ales în perioada asta pandemică, a devenit cumva preferențial în învățare și din toate aceste motive, cred eu că e nu doar un drept, ci și o obligație să încercăm să înțelegem mai bine cu ce avem de-a face. Analiza lui Carr e o analiză serioasă, interdisciplinară, care se plasează cumva în descendența altor gânditori care au meditat asupra fenomenelor de comunicare în masă și de interacțiune în masă, în tradiția lui Marshall McLuhan, de exemplu, sau altor gânditori, eventual l-aș pomeni aici poate pe Jean Baudrillard. Sigur, în celebra lui carte din anii 60 ai secolului trecut, Marshall McLuhan propunea conceptul de mediu care reprezintă mesajul. Mediul este mesajul, spunea McLuhan în Understanding Media, înțelegând media, cartea lui din anii 60. Sigur, ceea ce propunea acolo McLuhan, o idee care, cred eu, a rezistat testului timpului, este faptul că pe termen mediu și lung, mai important decât mesajele, mai important decât conținutul pe care îl propune un mediu de interacțiune, este mediul însuși. Pentru că dincolo de acest festin informațional și de conținut pe care îl oferă mediile, se află o interacțiune mult mai tăcută, mai invazivă și mai profundă, prin care mediul exercită influență asupra tiparelor noastre cognitive, asupra felului în care înțelegem, explicăm și chiar locuim lumea. Nu trebuie să fim excesiv de abstract sau de savanți. Dacă ați intrat vreodată pe internet cu gândul să faceți o treabă simplă, să trimiteți un e-mail, de exemplu, și ați rămas acolo zeci de minute răsfoind pagini virtuale pe care nu aveați de gând să le răsfoiți, citind lucruri pe care n-ați avut inițial de gând să le citiți și eventual, știu eu, făcând o serie de tranzacții comerciale, cumpărând sau chiar vânzând lucruri, deși nu ați intenționat inițial să faceți asta, atunci probabil știți despre ce vorbesc atunci când vorbesc despre efectele disruptive ale internetului asupra minții umane. Posibil însă să fi observat și transformări mai de profunzime. De pildă, dacă aparțineți generației mele, s-ar putea să fi observat deja că e tot mai greu să citiți lucruri
lungi, să vedeți filme, de exemplu, care au o desfășurare narrativă lentă. Gândiți-vă câți dintre noi am mai putea privi cu plăcere azi Odiseea spațială a lui Kubrick, de exemplu. Și că avem tendința tot mai mult să preferăm și să prioritizăm, dacă îmi permiteți acest semibarbarism, fragmentul, joncțiunea contextuală a anumitor conținuturi în dauna exercitării de lungă durată, liniare a minții, așa cum eram obișnuiți. Eu nu simt efectul ăsta, eram și mă consider încă un cititor împătimit, un cititor de performanță, însă nu pot să nu observ, n-am putut să nu observ în perioada recentă faptul că mi-e tot mai greu să citesc cărți lungi, că am tendința să fragmentarizez chiar și atunci când citesc cărți, de exemplu să încep un număr foarte mare de cărți în același timp și așa mai departe. Dacă vă e greu, așa cum e și mie, să urmăresc și să citesc articole lungi pe internet sau postări de o complexitate mai mare decât cea cu care devin din ce în ce mai puțin obișnuit, atunci iarăși ne plasăm în zona aceea simptomatică, în zona aceea în care începem să bănuim că ceva mai profund decât simpla, știu eu, survolarea conținuturilor de pe internet se întâmplă. Exact asta încearcă să facă Nicholas Carr în Superficialii, să analizeze mecanismele care stau la baza acestei transformări a minții liniare, cum o numește el, mintea care a fost formată și a fost familiarizată vreme de secole cu textul scris, mintea care prin liniarizare ne-a dat anumite construcții sociale și culturale și cognitive remarcabile. Gândiți-vă numai la marile narațiuni ale istoriei, la progres și așa mai departe, și care astăzi, crede Carr, e înlocuită cu o minte care nu mai funcționează liniar, ci mai degrabă rizomatic, rețelar, fragmentar, propunându-ne de fapt un alt mod de a înțelege și, repet, la limită de a locui lumea. Discuția nu este despre a fi bine sau a fi rău, că se întâmplă așa. Discuția este despre fenomenologia schimbării, dacă vreți, despre faptul că lucrurile astea se întâmplă, fie că ne plac, fie că nu ne plac, și că asta va produce deja, și că o va face mult timp de aici încolo, va produce efecte adânci asupra societăților omenești, efecte pe care cu siguranță ne este greu în momentul ăsta să le prevedem în detaliu. Nu cred că este o idee foarte bună să ne concentrăm asupra potențialului destructiv. Există și un potențial constructiv și creator enorm al acestei revoluții culturale. Și ca mai de fiecare dată când o astfel de schimbare tectonică se întâmplă, societatea umană, umanitatea are simultan de câștigat și de pierdut. Cu siguranță avem de câștigat de pe urma unei interconectări pe orizontală și pe verticală, în spațiu real și în spațiu virtual, la un nivel și la o dimensiune pe care omenirea n-a mai încercat-o vreodată. Ce va ieși din asta? Vom obține democrații liberale mai puternice sau, dimpotrivă, vom glisa către iliberalism, către semidemocrații sau chiar regimuri totalitare? Vom găsi în mediul virtual al internetului posibilități și spații noi de dialog și de toleranță sau, dimpotrivă, ne vom radicaliza, ne vom închide în bule din ce în ce mai polarizate și mai violente? La toate lucrurile acestea vom răspunde în viitor, fie că vrem sau nu, și mă tem cumva că de răspunsul nostru va depinde viitorul și prosperitatea omenirii. Până una alta, nativii digitali care ne sunt elevi, nouă, imigranților digitali, ca să folosesc terminologia lui Prensky, nativii digitali care ne sunt elevi locuiesc cu mult mai mult firesc decât o facem noi
lumea internetului, care este lumea lor, e lumea în care s-au născut și s-ar putea, folosind termenii lui Carr, ca ei să fie deja niște ființe umane care nu mai au o structură cognitivă liniară așa cum am avut noi. Așa că, dragi colegi, știu, sunt profesor ca și dumneavoastră și știu foarte bine cât e de frustrantă și de dureroasă uneori tranziția aceasta dinspre vechi, dinspre lumea noastră către nou, către lumea lor. Însă e foarte posibil ca fenomenele acelea care ne intrigă pe noi, comunicarea mai precară, comunicarea mai nișată, camerele închise ale elevilor pe platformele de învățare, refuzul lor uneori de a interacționa cu noi, să nu fie doar simple chestiuni morale sau de educație familială, ci s-ar putea să fie de fapt rezultatul unor maniere noi de a ne poziționa social. Sigur, poate că vă întrebați de ce volumul nostru se numește Superficial. Pentru că, după Carr, aici e principalul pericol și aici e principalul fenomen asupra căruia trebuie să ne menținem atentă mintea, mai ales noi, educatorii, noi cei care avem datoria și sarcina asta de a continua să formăm și să informăm ființe umane, tinere. Pentru că această nouă lume nu pare să premieze în vreun fel deosebit profunzime. Profunzimea cognitivă, în termeni pur economici, înseamnă consum mai mare de resurse și înseamnă consum mai mare de timp. Profunzimea cere slow thinking și, dintr-un anume punct de vedere, lumea aceasta a internetului ar funcționa cumva mai greoi și mai puțin predictibil și optimizat dacă ar încuraja profunzimea cognitivă. Ori lucrul ăsta este în primul rând amenințat de explozia internetului. Sigur, s-ar putea vorbi despre multe alte lucruri, despre cum este redefinită și regândită individualitatea în cadrul rețelelor pe care le propune internetul, rețele virtuale care susțin de multe ori rețele reale și se suprapun lor. Am putea discuta despre mutațiile etice care sunt produse și în același timp reclamate de apariția internetului. Cartea propune multe subiecte și propune multe teze care sunt cel puțin răscolitoare și interesante, însă deja cred că m-am întins destul de mult cu prezentarea acestui volum, așa că mă opresc și vă invit cu tot sufletul și cu toată convingerea să citiți volumul lui Nicholas Carr, Superficialii, efectele internetului asupra creierului uman, volum apărut la editura Publica în anul 2012. Eu sunt Doru Căstăian și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost și azi și săptămâna aceasta alături de mine la Casa Corpului Didactic din Galați. Vă mulțumesc!